Numele meu este Raluca. Eu sunt Cătălin. Și am comandat acest produs de pe site-ul bebesleep.ro, deoarece sunt însărcinată în luna 5-a și așteptăm o fetiță. După părerea noastră, aceasta este cea mai bună alegere. Am studiat piața, am văzut mai multe pătuțuri de pe mai multe site-uri, însă noi credem că acesta este cel mai perfect pentru fetița noastră. Am comandat pătuțul de pe bebesleep.ro și suntem tare curioși să vedem dacă se deschide într-o secundă, se închide în 5 secunde, exact cum este prezentat pe site. Începem să ne facem. Ok. Vedem și ce conține pachetul. Bun. Avem așa două pingi, două roți cu frână și reglabile, plasa anti-insecte care are și fermoar. Ok. Bineînțeles, USA. Okay. Iar aici avem salteaua cu fustă detașabilă care conține memory. Jos avem un material foarte fin, iar pernuța este atașată cu un sky ca să nu se deplaseze. Punem salteaua, fixăm, ok, urmă să-l închidem. Okay. Ok, aici avem fermoarele cu deschidere din față, avem pusa care este detașabilă pentru spălare, cu capsă și fermoar. Așa, să închidem la loc. Capsă. Aici avem butonul de dublă siguranță, 1-2, aceeași chestie și în partea asta altă, 1-2, coborâm jos, iar aici avem un buton de reglare. Așa. Bun. S-a fixat. Să ridicăm înapoi. Perfect. Punem siguranța la loc. Așa. Și aici același lucru. Închidem. Da, este butonul la care se reglează nivelele, se poate regla inclusiv înclinat. Vedem. Ok, super, îl tragem la loc și îl coborăm din ambele. Okay. Să începem să instalăm și plasă de tensar, anti-insecte mai exact, care vine pus aici. Aici are capsele de prindere și după ce e fixată putem să deschidem în felul acesta. Super, ușim. Ok. Bun. O să vedem și sistemele de siguranță care chiar se prind foarte greu. 1. Aici e al doilea.
Ok, să vedem cât o stabilie. Ok, super. E deschis la fel. Apăsăm. 1 și al doilea. Ok. Avem aici și sistemul de prindere de la King, cum l-am prezentat la început. Astea, așa. Ia roțile. Vin în felul următor. Avem aici un clips care se pune așa și împingem. Super, a prins una. Și a doua. Aceeași tehnică, clipsul. Ok, și frânele. Pregătim pătrusul pentru deplasare. Scoatem salteaua. Punem o parte. Cere 3 mișcări. 1, 2, 3. În interior punem roțile, kinga și plasa de insecte. Așezăm și salteaua. Acum ducem la husă. Fixăm în interior ambele colțuri. Și aici. Și cu tine. Aici avem manualul de instrucțiuni care conține imaginile necesare, bineînțeles în engleză, o să ne aprinsem în curce. Kingile. Alegerea mea la prinderea kingilor este aici, iar cu kinga o introduc în orificiu special. Să vedem și cum arată lângă pat, cu cele două siguranțe, le luăm jos, deschidem fermoarele, coborâm și perfect pentru patul nostru. Suntem foarte mulțumiți de alegerea făcută. Să știți că nu este un pătus foarte ieftin, am plătit 780 de lei pe el, dar își merită toți banii. Vom reveni cu un video când se va naște fetița noastră.